Iubinule, ai dormit bine? Mamă, ce mă doare capul. Păi normal, mă, că te doare capul. Vrei să-ți aduc ceva ca să-ți treacă? Da. Haide că mă duc să-ți aduc ceva. Tu stai aici cu mințel, da? Și Zambilica are grijă de capul tău. Ăla micu, ce-ai făcut? Unde l-ai lăsat? Ia uite-l ce probleme are el acum. Stai, mă, cu minte acolo, că de-aia te dor toate alea. Le-am lăsat cu Izaura, n-ai cu treabă. Haide că eu acum mă duc să-ți aduc ceva, da? Tu să stai cu minte. Aoleu, ia uite că iar te-ai dezvelit. Aoleu. Așa. Stai cu minte, da? Imediat vine Zambilica. Cafea. Bravo, fă. Fă și mie un pic masaj, că m-a tras curentul. Bună dimineața! Ce căută asta fă la noi în casă? O fi fost la fratitu. O fi fost la fratitu. Ei! Din toate femeile după lumea asta, tocmai pe strâmba asta, ai găsit-o? Da-ți treacu din cură, că mă doare capul. Măi, Armando, să-i zici tu lui fractul să nu-și bată joc de ea, că e fată bună. Îi zic, fă. Așa. Băi, să nu-ți bată joc de ea, că e fată bună. I-am zis, fă. Vezi că te-am auzit lenții, da? Încearcă să te pune la cap, ce-i fac? M-a făcut și eu bucurie. Că vorba aia, e fată bună. Haide, fă. Ah. Bine? E prost rău ăsta, fă. Aoleu, mamă, da, acu... A... Mamă! A... Aoleu! Da, da, da. Mai sus un pic. Acu, da. Dar ce-ai făcut? Nu știu, fă, dar mă trage curentul, nu-l mai... Schimbat așa de... Nu mă mai recunoști? Păi, na, știam că sunt singur în casă și... Cum e singur? La unde stai la? Păi, Dorel a plecat la cumpărături și Rubin e prin șatră. Și Armando? Armando n-a plecat, doarme. Și Tito a plecat și el? N-a plecat, doarme și el. Na, m-a plecat, dar doarme. De mult? Da, trebuie să trezească. Nu, nu. Mai lasă. Mai lasă-l puțin. Când se trezește, adu-mi el în coa. Da. Să-l vadă, tata, că e dur de el. Fă, tu ești proastă, fă. Ce e dracu ai de țipe așa, că era să mă agăs de tavan? M-am speriat. Păi, te-ai speriat, ce te-ai speriat? O, să trăiești, ticule. Bine, ai venit acasă, ce faci? Ce să fac? Dar tu ce faci? Dori? Păi... De ce dori? Păi, m-am ținut de cuvânt, că m-ai rugat frumos să stau cu minte și am dormit două zile în continuu, ca un leuț. Bravo, te felicit, îți mulțumesc pentru comportarea ta bună. Dar de ce te așezi? Păi de ce, te încurc cu ceva? Nu mă încurci, dar mi-am lăsat valiza la ușă. Du-te și ia-l-o. Ușa. Dar Dorel a intrat în concediu sau mi se pare mie? Denții? Ai treabă, fă? Nu. Păi mergi, dracu, după bagaj, fă. Te dupeu ai. E, de ce m-am măsurat, e? Ca să nu mor singură. E, te... Plăși. Bine, mă, dar clar, când putem să plecăm? Când? În vreo câteva zile, în loc să ne bem cafeaua aici, o să bem la Palermo, la Portocale. Iete, bă! Vine, bă! Vine-o cu acest fratele, bă! Băi, dacă vezi viața acolo, dacă nu nebunești cu cap, dacă... Băi, mai ușor, băi, mai ușor cu săritul în aer, mai ușor, că noi avem treabă, tata. Ce treabă? Păi să ne acoperim urmele, mai scăpăm de tinichele. Și când o fi în avion, atunci ne bucurăm, da? Definitiv ne bucurăm. Bă, dacă vezi femeia acum, dacă vezi clubul, dacă... De ce ești nesimțit? Uite... Da,
dacă vezi viața acolo, dacă nu ne mașini, bă, bă, ce e acolo, nenorocire, mă? Nebunești, nu se poate așa. Auzi, mă, Cosmine, tu vii singur? Sau e vreo șansă să vii cu Regina? Ce șansă mai fi? Ea e prințesă, eu... Și? Gata, e un capitol încheiat. Tu cum, ești bine? Mai suferi? Am să întreb. Păi te ajut eu, bă, să-ți treacă, bă. Că dacă vezi femeia acolo, una și una, una lângă alta, nici nu știi, te îndrăgostești la secunde, ești nebun la cap. Îți iau ție una, eu îmi iau două, trei, că duc, nu de altceva. Cum adică să-ți iei tu două femei? Îmi iau trei, fac, dacă mă enervezi. Și tai dracu din gură, că poate te las pe aici. Și așa mi-a zis tata să scap de tinichele, să ne acoperim urmele. Hai, mută bobul. E, firar, mă, ta, dracu, să vezi ce pumni în gură, îți dau eu. Nu-ncoa! A, da? Stai. Nu, nu, stai, stai. Lasă, mă duc. Da? Trebuie să ne vedem neapărat. Să stăm de vorbă. Azi? Da, azi. Unde? În mall la... Cafeneaua Testarossa. Ok. Da? Dar cum e Sicilia, mă? Frumos, rău de tot, fă, dacă vezi mare frumusețe. Suntem șmechere acolo, nu mărăie nimeni la noi, facem ce vrem, nu vine miliția. Mă, și dacă mergem acolo și-ți fac un copil, promis că te da. Toate da, relele astea, să nu se pună blestemul pe capul la copilaș. Ce blestem? Ce blestem? Ce blestem? De ce? Așa? De ce? De ce? Da, mai, da! De ce? Au! De ce vorbești? De ce? Să nu poți dormi, mânca, bea și să te rogi să mori. Pă, stârpitură! Ce crezi că eu nu știu că măta a vrut să te lepede din pântece, că știa că poartă pe satana în ea? Dar ce n-a făcut ea? O să fac eu! Ea, dracu de babă, dacă... Hai, da! Da! Să vezi ce înseamnă să te lege una originală! Du-te, dracu! Spiticanie! Mișcă-te! Las-o! Măta, dracu! Care-te! Nu, bă, care-te! Strigoiule! Aoleu, fă... Haide! Hai la mine, te doare rău! Haide, fă... Ce-are asta, mamă, să-l vină cu mine? Ce i-am făcut eu? Flăcăruico! Haide, ușule! Ce tu zici, vre? Nimica, fă, nimica! Hai, ridică-te încet, hai că nu pot să mă... Haide, hai la mine, la rilotă, să te grijesc, hai. Aș vrea să vorbesc cu Don. Aici te ținem noi? Doar cu Don. Hai că deja ești nesimțit. Nu vezi că n-am terminat de mâncat nici eu, nici frate-mi. Dar ce vrei să-mi spui, Cosme? Ceva important. Legat de? Plecarea la Palermo. E vreo problemă? Da. Zi? Ții neapărat să mă iei cu tine? Aoleu,
Doamne, șmecher ești, bă, Armando, bă! Șmecherul de tot, bă! Aole, când eu ți-am zis că nu ne putem baza pe el, bă? Ți-am zis că sunt eu nebun. Armando e nebun. Mai și dobitoc pe deasupra. În loc să-i mulțumești lui Dumnezeu, bă, că ți-a pus mâna în cap și tata al meu s-a purtat mai urât cu fisul decât cu tine, tu mai faci și figuri. Aoleu, mamă! De ceva? Nu mă îndoiesc de nimic. Păi și atunci de ce m-ai întrebat dacă țin neapărat? Să vii cu mine. Aș vrea să știu dacă îmi permiți să aleg între a veni cu tine și a rămâne aici să-mi văd de viața mea. De câte ori am avut nevoie. Ai salvat viața, nu odată. Uite, de asta am răbdare cu tine să-ți explic un lucru. Ceea ce faci tu acum, dacă bineînțeles vorbești serios, se cheamă trădare. Și meriți să fii împușcat pe loc. Când intri în mafie, trebuie să-i respecti cu sfințenie regulile. Și una din ele, una din cele mai importante, este să nu dai înapoi. Nu se poate pleca când vrei tu. Nu e ca în politică. Azi cu unii, mâine cu alții. În funcție de cum ai tu interese. Noi suntem așa cum suntem, uniți și puternici, pentru că avem cuvânt și avem și onoare. Sau mai vrei să vorbești cu el?
Ce te uiți așa? Cum ai vrea să mă uit la tine? Până acum ai băgat în cap că mafia are reguli sfinte, onoare, că viața unui mafiot este răzbunarea și dreptul celui mai puternic. Și acum te-ai răzgândit? Nu mai ești mafiot? Dar sunt și un bun catolic. Și un bun catolic. Iartă. Trebuie să ierte. Pentru că Santa Madonna nu ne-a uitat și ne-a dat încă o șansă. M-a invitat regina. La conferința ei de presă. Era lume multă. Toată familia ei regală. Și m-a lovit în suflet rău. Rău de tot. De ce? Pentru că după cât de urât ne-am purtat noi cu ea, după cât am chinuit-o, ea a găsit puterea să ne ierte. Asta înseamnă să ai un suflet nobil. Eu n-am avut niciodată. Am trăit pentru răzbunare și n-am găsit în sufletul meu niciodată. Puterea. Asta mai am de făcut de acum încolo. Să descoper dacă în mine mai poate exista noblețe. Și am să-l învăț și pe copilul meu, pe Tito.